Începem? Începem. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În temeiul dispoziției articolului 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ordinare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 30 mai 2019, orele 13, la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea autorizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2019, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adic inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 4 din 17 ianuarie 2019 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile protectoare din aparatul de specialitate al primarului comunei Bucium, inițiator primarul comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielor neeligibile cu finanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție în finanțare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 7 diverse. Președinte, doamna președinte, domn președinte, cine este? Doamna președinte, luați-vă în serios atentare. Domnule primar, doamna secretară, domnule consiliere, am rugămintea de a deschide această ședință cu un moment de recolegere în memoria mamăților. Expunere de motive privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2019. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2019 și a fost determinat de următoarele considerente. Atunci când am supus spre aprobare bugetul local pentru anul 2019, am venit cu propunerea de aprobare a acestei sume pentru obiectivul întocmire SFE, DTAC, extindere rețea canalizare în satele Răcău și Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, etapa 2, capitolul 7402, titlul 71, iar conform articolul 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 22 aprilie 2019, dumneavoastră ați aprobat această propunere. În momentul de față se justifică înlocuirea obiectivului pentru care s-a dat o aprobare cu obiectivul înființare de rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în satul Bucium, comuna Bucium, cu capitolul 7402, titlul 71, pentru a achita contravaloarea unor lucrări, urmând ca în momentul în care vom primi acești bani în bugetul local să fie recuperați și repartizați unde va fi nevoie. Având în vedere expunerea făcută mai sus, rog să supuneți dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Aici este vorba de o sumă de bani care am aprobat-o pentru etapa a 2, canalizare și Bucium și Răcăuți. O aducem de acolo că avem de plătit pentru înființare niște sume de bani și când recuperăm, îi aducem înapoi și repartizăm din nou unde avea o lucru de făcut alte probleme. Doamna președinte, da, mulțumim, domnule primar. Membrii comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițiat de către dumneavoastră și au constatat că propunerea din conținutul proiectului este legală și justificată. Mulțumim. Înscrie la cuvânt, dacă se înscrie cineva. Dacă nu, domnul primar, aveți cuvântul. A, spunem la vot primul proiect. Cine este pentru? Se împotrivă, se abține cineva? Domnul primar, aveți cuvântul să ne prezentați punctul 2 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
Motivat de publicare pe site-ul Ministerului de Finanțe a ratei inflației pentru anul 2018, punând în aplicare dispoziția articolului 491 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare, au fost analizate impozite și taxe locale stabilite pentru anul 2019 prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 28/12/2018 și s-a întocmit macheta cu noile cuanturi indexate aplicabile în anul 2020. Pentru recuperarea decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2018, am propun ca, începând cu anul 2020, nivelul impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 4,6% față de nivelul aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 2018, din următoarele considerente. Articolul 491 din legea numărul 227/2015 instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală, în cazul oricărei impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal ulterior, comunicată pe site-urile oficiale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform alineatului 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărei impozit sau oricărei taxe locale, care costă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei sau determinată prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului nivelurile maxime prevăzute din prezentul cod indexate potrivit prevederilor alineatul 1. De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de legea numărul 227/2015 sau instituie de autoritatea publică locală, astfel cum este prevăzut de articolul 490 alineatul 7 din codul fiscal. Limitele amenzilor prevăzute la alineatul 3 și 4 se actualizează prin hotărârea Consiliului Local, conform procedurii stabilite în articolul 491. Doresc să mai precizez că aprobarea de către Consiliul Local Bucium nu a avut loc până la termenul de 30 aprilie 2019, întrucât inițierea proiectului de hotărâre s-a făcut mai târziu decât ar fi trebuit pentru a ne încadra în acest termen. Însă, conform alineatului 3 al articolului 491, hotărârea de aprobare a indexării poate fi adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar. Prin urmare, și după data de 30 aprilie, se poate aproba o astfel de indexare. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în formă prezentată. Pentru 2020 se aprobă 4,6 inflația. Da, mulțumim, domnul Tuan. Membrii comisiei au fost de acord și au avizat acest proiect favorabil. Au avizat favorabil acest proiect. Înscrie la cuvânt. Dacă se înscrie cineva. Dacă nu, spunem la voi cine este pentru. Mulțumim. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta punctul 3 din ordinea de zi. Expuneri de motive la proiectul de hotărâre privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2019. Doamne și domnilor consilieri, după cum știți, în fiecare an Consiliul Local Bucium, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bacău, stabilește contribuția la susținerea persoanei cu handicap în centre rezidențiale, în plasament și la asistenții maternali profesioniști. La fel ca în anii precedenți și anul acesta am venit cu propunerea de stabilirea unei astfel de contribuții motivat de faptul că și în comuna Bucium, ca și în multe alte comuni din județul Bacău și din țară, există o astfel de persoane care necesită protecție specială. Conform prevederilor legale invocate în preambulul proiectului de hotărâre, aceste categorii de persoane beneficiază de protecția specială și sunt ocrotite de lege, iar sumele necesare anual pentru îngrijirea și protecție sunt suportate de bugetul local o parte și de bugetul de stat prin subvenții acordate de Consiliul Județean pentru cea mai mare parte. Conform hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 65 din 17 aprilie 2019, s-au hotărât ca procentul pe care Consiliul Local să-l suporte pentru susținerea persoanei cu handicap să fie de 35%, diferența fiind suportată de Consiliul Județean Bacău. Mai menționez că acest procent este același ca cel aprobat și în anii anteriori. Întrucât este prevedere legală și trebuie adusă la îndeplinire, rog Consiliul Local Bucium
să-și dea acordul cu privire la proiectul de hotărâre. Care suntem obligați 35% să susținem persoane cu handicap. Doamna președintă. Da, mulțumim, domnule primar. Având în vedere că aceste persoane beneficiază de protecție specială și sunt acoperite de lege și trebuie să ne conformăm legii, membrii comisiilor au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițial de dumneavoastră. Înscriere la cuvânt, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Domnule primar, aveți cuvântul să ne prezentați punctul 4 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Doamne și domnule consilier, prin adresa numărul 315 din 15.05.2019, înregistrată la Primăria Comunei Bucium, sub numărul de 2116 din 16.05.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației motivat de prevederile ordonanței de guvern numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completări ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, după cum urmează, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnul consilier, să-l aprobați în forma prezentată. E vorba de cotizația la DIP, 100 de lei, suntem de acord să votăm. Mulțumim, domnule primar. Membrii comisiei au aprobat favorabil în urma studierii acestui proiect. Domnule primar, aveți... Nu, supunem la vot punctul 4 din ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Domnule primar, aveți cuvântul să prezentați punctul 5 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 4 din 17.01.2019 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, ca urmare a unor modificări ce au survenit în activitatea una dintre funcționarii publici din aparatul propriu, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care am propus modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 17.01.2019, prin care am fost stabilite cuantumurile brute al salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium. Astfel, la punctul 6 din tabelul anexat la hotărârea Consiliului Local numărul 4 este înscrisă funcția publică de referent grad profesional superior, gradația tren în concret. Această funcție este ocupată de doamna Tudor Stella Cristina, referent social, care, începând cu data de 1 iunie 2019, i s-a delegat atribuții suplimentare datorate necesității de aplicare a unor acte normative nou ivite în domeniul administrației. Astfel, conform prevederilor ordonanței de guvern, hotărârii de guvern numărul 523 din 2016, privind aprobarea strategiei naționale anticorupție, instituțiile publice li s-au stabilit unele sarcini pentru a căror aducerea la îndeplinire a fost desemnată persoana numerarizată mai sus. De asemenea, orice instituție este obligată să aplice regulamentul UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, s-a emis dispoziția de delegare a atribuțiilor tot către doamna Tudor Stella Cristina. Întrucât atribuțiile delegate doamnei Tudor se caracterizează prin complexitate și implică o mare răspundere, am propus majorarea coeficientului de salarizare de la 1,8 la 2. Acestea sunt argumentele care stau la baza modificării hotărârii Consiliului Local numărul 4/2019 și vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Da, mulțumim, domnule primar. Propunerea din conținutul proiectului de hotărâre prezentat este legală. Membrii comisiei au fost de acord cu acest proiect. Înscriere la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta punctul 6 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea cheltuielilor neeligibile cu finanțare buget local pentru obiectivul de investiții în înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de purare în comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, așa cum am mai prezentat și cu ocazia aprobării bugetului local pe anul 2019, precum și cu ocazia prezentării raportului primarului cu privire la starea economică, socială și de mediu al comunei, avem în prezent derularea contractului pentru execuția lucrării de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bucium. Urmarea instrucțiunii numărul 1 pe 2019 a președintelui
ANAP, prin care s-a modificat instrucțiunea numărul 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, ni s-a solicitat adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local Bucen să aprobe valoarea cheltuielor neeligibile de la bugetul local pentru obiectivul investiției, înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de proare în comuna Bucen, județul Bacău. Având în vedere această solicitare, am inițiat pe prezentul proiect de hotărâre prin care am propus spre analiză și aprobare cheltuielor neeligibile în sumă totală de 230.158,31 lei pentru obiectivul menționat mai sus și care sunt compuse din 107.381,53 lei pentru apă și 122.776,78 lei pentru apă uzată. Aceste sume au fost prevăzute în anexa 3 la contractul de finanțare. Întrucât consider că acest obiectiv de investiție este foarte important pentru locuitorii statului Bucen și trebuie continuat, am inițiat acest proiect de hotărâre prin care îl supun spre analiză și aprobare. Aici este vorba despre neeligibilitatea lucrările care nu sunt neeligibile și trebuie să dăm hotărâre de Consiliul Local să aprobăm aceste sume. Doamna președintă. Da, membrii comisiei au constatat și dumnealor că acest obiectiv de investiție este foarte important pentru locuitorii statului Bucium și au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițiat de către dumneavoastră. Scrie la cuvânt. Punem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Mulțumim. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta punctul 7 din ordinea de zi. Punctul 7? Vitez, e frumos. Așa, că eu am luat la vale. Da. Da, mulțumesc, sunt diverse. Punctul 7 diverse. Punctul 7 probleme diverse. Din sectoare, dacă aveți, de la locuitorii comunei Buciul, dacă sunt, cu mare drag le ascult. Suntem, e bine tot, deocamdată e bine, vom vedea noi când o fi mai rău. Madonna, aveți cuvântul. Da. Da, cât s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu regrete, trebuie să facem propunere pentru președintele Comisiei de Buget și Finanțe. Vă rog propune. Să vă puneți. Propune, președinte. Domnul, să aveți cuvântul. Suntem un președinte pentru Comisia de Buget Finanțe pe Oance Gabriel. Nu, nu. Președinte, doamna Gliga. Se pune pe doamna Gliga. Doamna Gliga, vă spun. Da, ca secretar de la Comisia de Juridică. Buget. Juridică, scuze. În calitate de secretar. Își alege secretarul. Propun la Comisia de Buget președinte pe doamna Gligă, iar ca secretar pe domnul Cibotaru Ionel. Dacă sunt alte propuneri, vă rog să le auzi. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu supuneți la vot. Comisiei de Buget pe care fac. Dacă nu supuneți la vot. Mai are cineva o altă propunere? Doamna Corbina. Nu. Mai e Cibotaru Ionel. Hai, să o puneți la vot și gata. Punem la vot. Cine este pentru? Nu. Nu? Nu. Atenție, s-au formulat două propuneri. Două propuneri. Mai sunt. Și suntem obligați să le supunem la vot pe fiecare. Supunem la vot. Propunerea. Prima propunere a președintelui Comisiei Buget Finanțe. Am zis bine? Da. Formulată de domnul, de către domnul Țărțoară și apoi cine este propunerea pentru? Domnul Denciu. Deci pentru prima propunere de președintele Comisiei Buget Finanțe. Cine este pentru? A fi doamna Gligă. Mulțumim. Și acum punem la vot cine este pentru propunerea domnului Denciu. Așa este. Deci la domnul Țărțoacă propunerea a fost pentru domnul Oancea. Supuneți. Cine-i pentru? Punem la vot și domnul Cibotaru. E secretar general. Bun.
Da. Lasă pe lombi doamna Mariana și te ajută. Chiar nu-i cald. Nu mă mai numești tu. Da, dacă da. Mai sunt probleme de prezentat, dacă nu, încheie ședința de astăzi. Vă mulțumesc. Am înțeles că sunt bătă.